Ăsta e un BMW X6 din 2015, iar cei de la BMW au creat o nouă nișă pe piață atunci când au scos primul model în 2007. Pentru că a fost primul SUV sport din lume, adică o mașină mare, dar și sportivă. De asemenea, X6-le a fost primul vehicul, prima mașină din seria M care a venit echipată cu tracțiune integrală. Nici o mașină din seria M n-a mai avut tracțiune 4x4 până la X6. Iar mașina asta de astăzi, de lângă mine, după cum zice și titlul, s-ar putea să te păcălească, pentru că dacă o vezi în parcare și te uzi la ea, nu o să-ți dai seama că e un 3.0 diesel. Datorită faptului că întreg exteriorul a fost modificat, iar pe mașina asta s-a pus un body kit de pe X6M. Cu ajutorul celor de la Car Vertical, sponsorul clipului nostru de astăzi, am reușit să găsesc istoricul mașinii astea doar după seria de șasiu și am găsit niște poze din 2018 cum arăta mașina asta înainte să fi fost pus kitul de X6M pe ea. Așa că aș vrea să facem o scurtă comparație, să vă prezint ce dotări interesante are mașina asta și după care să dăm și o tură cu ea. Hai să începem! La bara față, cel mai probabil primul lucru pe care o să-l observi e faptul că tot bandoul ăsta argintiu a dispărut și înlocuit cu unul negru. Apoi, grila e în forma asta honeycomb, în forma unei fagure de miere. Tot în față, rinichii au fost modificați și au fost vopsit negru, deși în mod normal pe X6M ei vin cu marginea argintie, însă proprietarul a încercat cumva să o facă all black. Apoi, pe lateral, pragurile, poate nu se observă chiar așa ușor, însă ele sunt îndreptate puțin spre exterior, în timp ce la un X6 normal ele vin așa în interior, vin mai rotunjoare, aici sunt mai agresive, vor să facă mașina mai lată, cât mai evazată. Iar la bara spate, ce e interesant, e că au scos evacuările alea boring și plictisitoare, pătrățoase, și au pus evacuări super faine, rotunde, mari, câte două pe o parte, simetrice, și aici ai un mic fagure de miere. De asemenea, ochii de pisică sunt verticali și nu orizontali, și pe portbagaj o să regăsești un eleron. Iar din păcate, sau cred că mai bine zis, din fericire, dacă judeci după consumul mult mai scăzut și impozitul mai mic în comparație cu un X6M, aici sub capotă o să găsești un 3.0 diesel, modelul 40D, care dezvoltă 313 cai, 630 cuplu metri și face 100 în 5,8 secunde. Asta în situația în care are 2105 kg fără șofer și în mod normal aproape 2300 cu șofer. No, și bineînțeles, mașină mare, portbagaj mare. Iar aici mă surprind două lucruri. 1. Cât de inteligent e compartimentul ăsta, care are un amortizor și stă singur, ai mult loc, poți să pui lucruri și jos și și sus. Și 2. Cât de prost e făcută chestia asta, că trebuie să o tragi tu cu mâna ca să-ți acoperi portbagajul și de multe ori din greșeală o să o scoți afară. Atât spațiu am într-un X6 pe locurile din spate. Mă așteptam să fie puțin mai mult, dar nu e o problemă pentru că, în schimb, am primit confort. Am scaune de piele, moi și confortabile, pentru că la multe mașini scaunele din spate, pe lângă faptul că sunt tari, spătarul vine și foarte drept, pentru că așa sunt mașinile, portbagajul e drept și atunci stai mereu în spate. Aici, după cum vedeți, nu stau drept, ci stau chiar lăsat pe spate, confortabil, am și încălzire în scaune, o cotieră cu două cup holdere și un spațiu mic de depozitare. În față, ambele scaune se reglează electric, deci nu o să trească să depui prea mult efort, la fel și volanul. Și pe lângă scaune încălzite, în mașina asta o să ai și scaune ventilate. Bineînțeles, nu cred că le poți porni în același timp. Iar volanul face chestia asta interesantă. De fiecare dată când pui contactul, pentru că el coboară și vine la nivelul la care l-ai setat tu. Cumva interesant, pentru că de fiecare dată când pui contactul și pornești mașina asta, simți că e o navetă, e un dita mai SUV-ul care îți dă controlul. Ție să o conduci, tu devii stăpânul ei. Pe lângă asta, datorită faptului că volanul e sus, atunci când intri în ea, mereu o să ai loc la picioare. Mașina asta vine odată cu sistem audio de la Bang & Olufsen și atunci când ai bani în plus, dacă nu ești de asta cu muzica, s-ar putea să n-auzi diferența. Dar cei de la BMW s-au asigurat că sigur o să o vezi. Pentru că am montat un speaker de ăsta șmecher care iese frumos așa din bord și pe lângă faptul că se aude bine, toată lumea o să-l vadă pentru că e poziționat exact în centrul bordului, în fața mașinii și uite cât de fain e atunci când intră și iese de la loc. De asemenea, în sistemul multimedia, la opțiunile de sunet,
pe lângă chestiile normale care le găsești într-un X6, o să ai și opțiunea de Bang & Olufsen. Iar aici ai două moduri. Modul studio, în care după declarația lor oficială, muzica se aude normal, și expanded, unde muzica se aude în toată mașina, pentru că cei de la Bang & Olufsen spun că au pus boxe în tot felul de locuri ale mașinii, astfel încât să nu fie un loc gol unde să nu ai sunet. Deci cumva un fel de surround la tine în mașină, dar surround premium, că surround aveam deja înainte. Tot aici, în sistemul multimedia, ai meniu X-Drive Status, unde poți să vezi ce înclinație are mașina ta pe orizontală și pe verticală, adică stânga-dreapta, față-spate, și cum lucrează X-Drive-ul, dar sub meniu care mi se pare și mai interesant e Sport Display-ul, în care pur și simplu vezi ce putere dezvoltă mașina ta, cât cuplu și cât scai. Ceasurile de bord sunt complet electronice, adică toată chestia asta e un display care se modifică atunci când îl pui pe modul sport în felul ăsta și atunci când îl pui pe modul Eco Pro, în modul ăsta în care viteza maximă ar fi undeva limitată la 130 la oră și îți spune cât de eficient ești la condus și câți kilometri în plus ai salvat mergând așa, iar când pui pe modul sport, aici jos, nu o să mai vezi consumul instant, ci o să vezi câți kilowatts dezvolți. Adică câți cai putere ai disponibili din cei 313. Buzunarele laterale sunt așa de mari încât o sticlă de jumătate pare mică. Cred că ai putea să bagi și o sticlă de 2 litri în buzunarul ăsta. Iar în față ai loc pentru două cup holdere, un mic buzunarel în care dacă ești fumător, cred că la asta o să-l folosești. Plus cotiera, care e destul de adâncă și poți să bagi o grămadă de lucruri în ea. Cred că în ziua de astăzi nu poți să mai ai o mașină sport și să nu ai trapă, cumva. Orice mașină sport trebuie să aibă trapă, e parte din acel sport, așa că are și X6-le ăsta. O trapă normală care se deschide electronic, bineînțeles. Din nou zic că aș vrea să fie mai mare pentru că loc în spate este, dar dacă cei de la BMW au decis să o facă așa, așa e și e bine. La o mașină cu cutie de viteză automată pe care producătorul vrea să o facă și sport, neapărat trebuie să-i pună și padele pe volan, după cum are și mașina asta, bineînțeles că e un SUV sport. Pe lângă asta, e și luxosă, așa că are și comenzi pe volan. Dar destulă vorbărie, pentru că e momentul să facem un test drive cu acest X6M diesel. Îl punem direct în modul sport ca să nu mai pierdem vremea și încercăm să ieșim în primul rând din această parcare. Bun, și cred că primul lucru pe care îl observi atunci când pui mașina în modul sport și orice mașină în modul sport, adică are tendința să stea mai turată, adică pur și simplu stă acolo la 2000-2500 de ture, pentru că ea oricând trebuie să-ți dea puterea de care ai nevoie, pentru că bineînțeles ai pus-o în modul sport. Lucru inteligent care îl văd pe BMW-ul ăsta e că stă turată, dar dacă vede că mergi mult timp și nu apeși pe pedală, ea schimbă viteza și zice, a, ok, bun, nu mergi sport, altfel nu mergi sport, o lăsăm mai încet. Dar în momentul în care apeși din nou pe pedală și vrei să mergi sport, te asigur că livrarea puterii e aproape instantă. După cum se vede prin faptul că îmi cade telefonul de pe trepied. La capitolul confort, mașina asta, deși o mașină sportivă, stă foarte bine. În primul rând, e confortabilă datorită scaunelor. Vă ziceam și la început, ai scaune încălzite, ai scaune ventilate. Apoi, suspensia chiar nu te deranjează, nu e foarte rigidă. Totuși, au încercat ei să facă o mașină sportivă, dar și-au dat seama că majoritatea oamenilor vor avea nevoie și de confort. Iar apoi, totul e antifonat. Nu auzi aproape nimic de afară, în afară de sunetul motorului. Sincer, motorul se aude destul de tare, iar în rest, nimic. Atunci când dai un gropi, auzi un mic pâc-pâc, dar chiar trebuie să fii atent ca să-l prinzi, să-l auzi. La capitolul sportivitate, dacă spuneam mai înainte că avem o cutie de viteze care schimbă bine și te bagă în scaun, ce să mai zic de cei 313 cai? Cuplu, cai, accelerație, tot ce ți-ai putea dori. Deși mașina e mare, nu mă pot plânge de cât de dificil e să o parchez, pentru că ai senzor de parcare pe față, ai senzor de parcare pe spate și cameră video de mașalier. Dacă ziceam la vlogul cu Porsche Panamera că e o mașină care întoarce priviri pentru că lumea se uite după tine pe stradă, bineînțeles că și BMW X6 e așa, doar că e cumva o mică diferență, cumva lumea se uită un pic cu mai mult hate la tine. În România avem un stereotip pe BMW, ca și cum uite-l bă și pe ăla cu BMW-ul. Iar pe lângă asta, la trecerile de pietoni, atunci când mă opresc să las oamenii să treacă, ei îmi mulțumesc, se uită la mine și mersi. Când îi las cu TT-ul sau cu un Volkswagen Golf, li se pare că, păi, dreptul meu să trec. Iar aici,
Atitudinea lor se schimbă, dovadă clară a faptului că BMW e o mașină opulentă, care transmite oamenilor faptul că șoferul s-ar putea să fie un tip mai rău sau mai rigid sau să nu fie așa binevoitor, așa că te vei uita de două ori când ești trecerea și vine un BMW din stânga ta. Ca să închei vlogul ăsta, aș spune că dacă îți dorești un SUV confortabil, dar și performant, X6-le e pentru tine. Pentru că, într-adevăr, e o mașină sportivă. Hai să nu zicem mașină sportivă, hai să zicem un SUV sportiv, pentru că nu o să se compare cu un Serie A6. O mașină înaltă de 2 tone, n-are cum să aibă aceleași performanțe. Dar dacă o compari cu un X5, crede-mă, la sportivitate e de 2 ori mai bună. Ăsta a fost clipul, o să mă continui să mă mai plin puțin cu mașina asta, pentru că, da, chiar e faină și distractivă. Dați un subscribe, un like, un comentariu, spuneți ce vă place, ce nu vă place și ne vedem la următorul. Salut! Și apropo, 11,4 e consumul după ce m-am plimbat semisportiv cu mașina prin oraș. N-am ce să zic mai mult decât că e fantastic la un motor de 3.0 diesel automat cu 313 cai să scoți 11,4, superb.